Salutare și bine v-am regăsit pe canalul techview.ro. Cred că este evident din titlul acestui material ce părere am eu despre acest schi de răcire pe numele său Ragitech Scylla Elite în varianta de 240 mm, însă vă invit să urmăriți acest material pentru că încearcă să vă arate întregul proces de la idee la rezultatul final și cine știe, poate că în viitor vă va fi de folos dacă vă veți găsi ca și pasionați sau utilizatori avansați în aceeași situație în care m-am regăsit și eu. Pentru cei ce nu vor să stea până la finalul materialului, vă pot spune că nu am luat setul de răcire Ragitech Scylla Elite pentru a-mi răci și mai bine procesorul de pe PC-ul personal în mod neapărat, deși reușește să facă și acest lucru în unele cazuri, ci mai degrabă pentru a elimina zgomotul produs de către vechiul cooler, un Noctua NHD 15 Black, în timpul realizării diferitelor proiecte video, sau mai bine zis în timpul randării. Pentru cei care nu au deținut acest cooler al Noctua, vă pot spune că atât pe fostul meu procesor, un AMD Ryzen 3, un AMD Ryzen 9 3900X sau pe actualul Ryzen 9 5900X, zgomotul emis atât de varianta simplă cât și de cea Black este pentru mine irritant, mai ales având în vedere că ori întregi ești nevoit să asculti cum ventilatoarele se turează brusc la maxim ori de câte ori procesorul lucrează din greu, ceea ce în cazul meu se întâmplă foarte frecvent, mai ales atunci când fac editare video. În căutarea mea pentru un sistem de răcire care să mențină temperaturile în limite acceptabile astfel încât să beneficiez de întreaga putere a procesorului, însă care să reușească să facă treaba asta cât mai silențios cu putință, am trecut către sistemele de răcire pe lichid cu care sunt familiarizat de foarte multă vreme și m-am uitat întâi peste diferite sisteme all-in-one de la Corsair, Arctic Cooling, NZXT, dar și altele disponibile pe piața noastră. Nu am ales niciunul dintre ele pentru că de cele mai multe ori sunt prea scumpe pentru ce oferă, iar piesele conținute sunt destul de slabe calitativ, deși toate defectele sunt foarte bine ascunse în spatele unor LED-uri și ecranașe bine plasate, astfel încât să distragă atenția. De multe ori waterblock-ul este din cupru și radiatorul din aluminiu, iar asta duce la mari probleme în timp legate de coroziune, chiar și cu lichidele speciale adăugate de producători. Pompa este mică, amărâtă, forțată să se învârtă la turații astronomice într-un mediu care nu este deloc optim, deci se strică de multe ori repede față de pompele adevărate pentru water cooling din clasa D5, care mie mi se par cele mai solide și care au dat cele mai bune rezultate pentru mine, dar și pentru unii dintre prietenii și clienții mei și poate că în viitor voi mai adăuga un radiator sau voi schimba radiatorul kitului curent, poate că îmi voi dori un combo de pompă și rezervor de înălțime mai mică, așa că am nevoie de modularitate, de conexiuni detașabile, ceea ce niciunul dintre soluțiile all-in-one nu oferă. Am început să mă uit prin urmare la soluții custom cu o pompă puternică, ideal din gama D5, ideal cu un rezervor de sticlă care să nu se păteze iremediabil, cu waterblock și radiator din cupru, însă am ajuns repede la concluzia că brandurile arhicunoscute sunt prea scumpe pentru bugetul meu de maxim 1500 de lei dedicat acestei operațiuni. Mi-am adus aminte atunci de cei de la Ragitech, cu ale căror kituri de răcire pe lichid m-am mai jucat în trecut. Mi-am amintit că sunt în general un brand care oferă un raport corect între preț și calitate în cazul majorității componentelor produse de ei, și am început să-mi extind căutările pe piața din Europa, să văd dacă mai au la vânzările vechile kituri sau dacă există ceva noutăți de care să mă pot lipi pe românește din punct de vedere al bugetului. Numai că mi-a fost surpriza să aflu că aveau la dispoziție pe Case King undeva la 240 de euro un kit complet potrivit bugetului meu, așa că fiind singura opțiune reală pe care puteam să pun în mâna repede și fără prea mare efort, am dat comandă și am așteptat câteva zile. Am primit apoi în kitul complet tot ce aveam nevoie, inclusiv lichid de răcire, fitting-uri, waterblock, ba chiar și sticluța necesară umplerii rezervorului la prețul de doar 1450-1500 de lei, comparabil cu cel al unui all-in-one de top, dacă nu chiar mai ieftin în unele cazuri, așa că fără să mă mai întârzi m-am și pus pe treabă. Vă invit să urmăriți un scurt montaj al procesului de asamblare și revenim pentru că sunt multe chestii interesante pe care le-am descoperit în timpul și după montaj. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Înainte de toate, îmi cer scuze că nu am prins în detaliu întregul proces, ci mai degrabă doar părțile, aș zice, cele mai importante, pentru că mă grăbeam. Însă este suficient de spus că kitul de răcire al procesorului Ragitech Scylla Elite 240 este în primul rând deosebit de ușor de montat, pentru că este vorba despre un kit bazat pe furtun flexibil, ceea ce este denumit în general soft tubing, așa că pentru stabilirea lungimii traseului nu ai nevoie decât de un pic de ochi, un metru, un pic de atenție și un cutter ca să tai tubul. Apoi, salut inițiativa evidentă a celor de la Ragitech de a menține compatibilitatea kitului de această dată cu mai multe soluții deja prezente pe piață. Deși pe pachet dimensiunile oficiale ale fittingurilor și ale furtunului flexibil din acest set Ragitech Scylla Elite 240 sunt un pic diferite, pot să vă spun clar că de fapt sunt 16 pe 10 mm, standard utilizat de mult timp pe piața sistemelor de răcire pe lichid, așa că veți putea găsi destul de ușor la nevoie fittinguri suplimentare, furtun și orice alt accesoriu necesar pentru a schimba ceva sau a înlocui vreo componentă în caz de nevoie, chiar dacă nu sunt fabricate de Ragitech. Și ca să ilustrez treaba asta și pentru că Ragitech Scylla Elite 240 mm nu are în kit în acest moment decât fittinguri drepte, am rugat frumos un prieten să-mi dea și mie din colecția lui două fittinguri pentru soft tubing de 16x10 la 90 de grade ca să pot să rutez mai frumos trasele de lichid pe lângă placa de bază. Așa cum spuneam, deși sunt realizate de către alt producător, fittingurile de 16x10 mm la 90 de grade împrumutate, să zicem, pe termen lung de la prietenul meu s-au potrivit de minune fără nicio problemă, iar treaba s-a dus la bun sfârșit în mai puțin de o oră, aș spune, ceea ce ilustrează perfect cele spuse de mine mai devreme, și anume că hardware-ul celor de la Ragitech este acum compatibil și cu cel al altor producători ce operează pe aceste dimensiuni, așa că pentru noi, utilizatorii finali, nu poate fi decât o veste excelentă. O altă surpriză plăcută a fost combo-ul de pompă și rezervor realizat din metal și sticlă într-unul dintre cele mai bine închegate produse de acest fel pe care le-am văzut într-un kit de răcire. Finisarea este perfectă, capacelele porturilor sunt metalice, nu din plastic cum mulți producători fac și greșesc, și poate cel mai important, pompa este perfect controlabilă prin PVM, ceea ce înseamnă că atât ea cât și ventilatoarele kitului vor fi fără îndoială deosebit de silențioase la temperaturi scăzute ale procesorului și satisfăcător de silențioase chiar și la încărcări maxime ale procesorului, în special dacă veți aplica o curbă custom pentru sistemul de răcire în softul de control al plăcii de bază, așa cum am făcut eu, permițând până la 70 de grade pentru procesor în schimbul unui silențiozități maxim.
Un alt punct favorabil aici este că pompa și rezervorul vin cu tot hardware-ul necesar montării atât pe podeaua carcasei, cât și pe tavan sau, mai știu eu, agățate în faza carcasei de radiator, așa că orice poziție de montare, chiar și cea ciudată pe care am fost nevoit să o adopt din cauza a rahatului de carcasă cu care m-am pricopsit, este ușor de atins. Nu zic că sistemul de răcire al lui Raishintech nu se face auzit, în special la încărcări maxime ale procesorului, însă cu siguranță se aude mult mai puțin decât soluția precedentă, o culoare pe aer noctua NHD15 Black, care trebuia să fie deja unul dintre cele mai silențioase coolere tower de pe piață. Bun, pentru că ați rămas până aici, trebuie să vă spun că carcasa în care este montat acest kit ar trebui să fie una full tower cu așezare standard a componentelor, însă din nefericire, cu câteva zile înainte de începerea acestui proiect, am fost nevoit să cedez vechea mea carcasă unui client tot pentru un sistem de răcire pe lichid. M-am pricopsit cu acest exemplar de Cooler Master, atât de lăudat în afară, dar atât de nepotrivit pentru sistem de răcire pe lichid, motiv pentru care a și fost abandonată de fostul proprietar în brațele mele, încât am fost nevoit să mă adaptez și să montez pompa și rezervorul înclinate sub placa video în așteptarea unei noi carcase mai potrivite pentru acest sistem de răcire. Când va veni aceasta, rămâne de văzut. Acum, fie vorba între noi, având în vedere componentele și spațiul destul de restricționat de care am beneficiat, mie uneia mi se pare că e ok cum a ieșit întregul sistem și vă invit și pe voi să vă dați cu părerea în comentarii. Ce părere aveți despre sistem, dacă vă place, chiar dacă da sau nu, ce ați fi făcut voi diferit și iată și câteva cadre cu produsul final după câteva săptămâni de funcționare. Chiar și așa, în forma asta să zicem înghesuită, ce nu furnizează sunt sigur întreaga putere de răcire a sistemului Raishintech Chilla Elite 240, întregul kit funcționează perfect, asigurându-mi liniștea necesară lucrului pe termen lung, la ore și ore în șir la proiectele mele video, fără întreruperi bruște provocate de ventilatoare, temperaturi și alți factori. Am reușit în felul ăsta să fac ce îmi propun, să ating un grad mai bun de silențiozitate fără să pun în pericol performanța sistemului și să asigur un sistem modular de răcire pentru procesor la care pot schimba oricând fie pompa, fie furtunele, fie fittingurile sau radiatorul, oricând este nevoie ori de câte ori este necesar, și asta la un preț mai mult decât corect, foarte apropiat și uneori chiar mai scăzut decât al soluțiilor de top all-in-one de pe piață, mai slabe din multe puncte de vedere, de la materiale, la piese și uneori și la performanță. Astfel încât, având în vedere raportul între preț și calitate, modularitatea sistemului și ușurința punerii în funcțiune chiar și de către, am curajul să spun, un începător, dar și a calității excelente ale componentelor, nu am de ales decât să ofer kitului Raishintech Chilla Elite 240mm, recomandarea editorului și premiul Platinum al techview.ro. Momentan, kitul poate fi achiziționat din Germania prin Caseking, link în descriere, de unde l-am achiziționat și eu, dar sper că în viitorul apropiat să fie adus și în România și cred că are toate șansele să fie adus de îndată ce piața de la noi își va mai reveni și va începe să ceară, sper, acest kit pe care îl pot califica ca fiind excepțional. Sper că acest material mai lung decât cele cu care v-am obișnuit până acum să vă fie de folos și să fie pe placul vostru, așa cum întreaga aventură a fost pe placul meu. Nu uitați să vă abonați la canal ca să creștem împreună și să avem ocazia să discutăm despre din ce în ce mai multe subiecte. Atât pentru astăzi, până data viitoare, toate cele bune!